Bună seara, alături de mine în această seară, primarul Galațiului, Marius Stan. Bună seara! Multe proiecte le-am discutat și în emisiunile trecute. N-am terminat, să știți. N-ați terminat. N-am terminat. Deci ați vorbit, să le luăm pe rând așa de la edițiile trecute. Un izvor de proiecte. Era vorba de străzi, ați vorbit de străzi atunci, de unități de învățământ. Putem vorbi și de cultură. Parcuri. De cultură iarăși putem vorbi, pentru că avem deja aprobat proiectul de modernizare și de mărire a Teatrului Nae Leonard. S-a dovedit a fi neîncăpător. Și nu numai, și teatru dramatic, Fanny Tardini, de asemenea, la multe, multe spectacole. Avem nevoie de așa ceva. Că veni vorba. Nu e păcat de teatru Gulliver că a pierdut un spațiu? Și ba că... da, și căutăm soluții. Am identificat un spațiu. Unde? Din păcate, undeva în zona Teatris, e un spațiu proprietate privată, din păcate, dar care se pretează formidabil la a fi teatru de păpuși. Sper să reușim cu comisia aceea, alta, probabil din mandatul viitor, să negociem și să putem cumpăra spațiu, că așa mi se pare normal, să aibă un spațiu de sine stătător unde să-și desfășoare activitatea, pentru că are priză la pitici. Că a venit vorba. Știți că zona centrală e plină de spații private, revendicate, da, și rămase așa, nici măcar în conservare, dacă vreți. E vorba de cunoscutele cinematografe la care mergeau părinții noștri, am mers noi, copiii n-au mai prins, din păcate. Sunt revendicate, din păcate. Cu spațiile acelea nu se poate face nimic. Primăria nu are nicio posibilitate. Avem o strategie și noi, dar nu numai de spații, legat de spațiile acestea, de tot ce înseamnă clădiri care sunt neîngrijite și care sunt în proprietatea noastră. Dacă nu sunt în proprietate deja privată, noul cod fiscal ne permite ca proprietarilor clădirilor neîngrijite să le putem mări impozitul de până la 5 ori. Lucrul acesta îi va face mai grijulii vis-a-vis de aspectul exterior al clădirilor și nu numai. Cele care ne aparțin nouă și care sunt vandalizate, multe din ele arată cum arată. Avem, în primul rând, amendați singuri. Da, avem varianta, odată cu finalizarea celor două cartiere, apropo de proiecte, cele două cartiere de locuințe sociale, este prima investiție majoră făcută după Revoluție în construirea de locuințe sociale, 17 milioane de euro, două cartiere, unul, cel de micro 17, are 11 blocuri deja finalizate la cheie. Avem probleme și mai durează puțin înmânarea cheilor până când reușim să finalizăm alimentarea cu energie electrică. După cazul colectiv, nefericitul caz colectiv, au venit alte condiționări din partea celor de la electrică. A trebuit să schimbăm proiectul și de aici întârzierea. Dar spuneam, legat de aceste locuințe, avem și un scop altul decât cel de a găzdui acolo pe cei nevoiași. Strămutarea, cel puțin temporară, a chiriașilor din zona centrală, astfel încât să putem reconsolida și moderniza toate clădirile care încă mai există, clădiri de patrimoniu, în baza unei colaborări cu Direcția de Cultură, pe un proiect agreat și de dumnealor, astfel încât să putem reda patrimoniului cultural al Galațiului ce se mai poate reda. Avem un exemplu privat extraordinar, Casa Selfioti, proprietarul ei demn de toată stima și îl laud fără niciun fel de reținere, a investit foarte mult acolo și a redat patrimoniul cultural o clădire care arată grozav, grozav. Îl felicit. Lângă dânsul ne construim și noi, apropo de proiecte, ne construim sediul primăriei. Au venit cârcotașii să spună, domne, casă de patrimoniu, grozavă, Casa Selfioti, Palatul Administrativ, Prefectura, și venim noi cu o construcție ultramodernă. Nu se poate, este blasfemie. Oamenii se repede, încep să-și dea cu părerea unde nu se pricep. Înainte de a face proiectul ăsta, nu suntem de capul nostru și nu avem pretenție că suntem noi esteticieni, cunoscători în toate. Am consultat specialiști locali, specialiști naționali despre subiectul ăsta. Există un concept arhitectural care se intitulează Unitatea Contrariilor, unde coabitează o clădire nouă cu două foarte vechi, cazul nostru. Vă dăm un exemplu, dacă vreți, simplu și la îndemână, cel de la Paris, de la Louvre, acea piramidă ultramodernă, exact, de mijlocul ei, înconjurată numai de clădiri de câteva secole. Deci,
funcționează împreună, nu e niciun fel de problemă. Iar primăria noastră, rămânând încă la un proiect pe care l-am realizat, nu e moftul lui Stan. Este o necesitate pentru Galați. Și era nu e de nici... multă vreme. Evident, plătim 16.000 de euro pe lună plus utilități la sediul actual, care nu este funcțional deloc, care este neprimitor. Cei care vin la noi, Doamne ferește să vină o persoană cu dezabilități. N-are unde. Și n-are cum să ajungă la dumneavoastră, birou, în trebuie să coborâm noi, obligatoriu, da. Și asta se întâmplă de fiecare dată, dar este total nefuncțională. Deci ăsta a fost de fapt dezideratul pentru care am plecat cu ideea construirii unui sediu nou, tocmai pentru a asigura ceea ce lucruri după care tângeau și gălățenii și noi. Ghișeul unic, să poți intra în primărie, asta pe o ușă. Să mutați asta, și, așa e. De la fostul toate, sediu BRD, absolut, cum se zice? Vom coabit, vom trăi împreună, vom fi, îi vom avea sub ochii noștri. Deci va intra cetățeanul pe o ușă și va ieși pe cealaltă, în capătul diametral opus, va ieși cu toate semnăturile, dacă le are, are documentele actele. În regulă. Înțeleg că, de exemplu, la Brașov open space. Merge și pe platforma online această chestiune. Vom avansa și noi, pentru că e normal să mergi în trend. Numai ăia bătuți în cap nu se raliază la ceea ce este nou și care este funcțional și în altă parte. Deci ăsta e dezideratul principal pentru care am vrut sediul nou. Pentru o mai bună funcționare și servire, deservire a cetățenilor. Trebuie spus că pot să vină liniștit de acum, de când se va da, la sfârșitul anului va fi gata, apropo, noul sediu, pot să vină liniștit cu mașina, pentru că avem 114 locuri de parcare subterană. E un lucru pe care nu l-a realizat, nu există nicio clădire în sud-estul României, administrativă mai ales. Cred că sunt mai mult de 30-40 de locuri acum. Deci, nu. În jurul nici primăriei. Nici, mă rog, da. Și cu ce aveți acolo? Maxim. Deci vom avea 114 locuri de parcare subterană pe două niveluri. Va fi într-adevăr o primărie cu care ne vom mândri. Ne vom mândri de acum încolo. Pentru că n-am făcut-o pentru de azi până mâine, am făcut-o pentru eternitate, sper. Și ce se va întâmpla cu clădirea? Clădirea aceasta este retrocedată, vom părăsi. Sper ca proprietarul, care până acum a încasat chiria de la noi, să aibă și inspirație și clienți. Vă întreb. Nu, nici mulți ani de absolut, când primăria. Paradoxal, nici noi n-am avut voie să facem investiție. De asta vă întreb, că deși erau proprietari, automat erau obligați. Da, nu. N-au făcut nicio investiție. Clădirea trebuie consolidată? Eu zic că suportă, cel puțin la etajul 2, unde am birou, de câte ori trece un troleibuz. Ai senzația că e cu tremur. Dacă nu ești familiarizat, ai tresăriri din astea, dai să fugi pe scări, ceea ce e și mai rău. Mă tem să nu care cumva să intre, deci, să aibă aceeași vorbit de proiecte, ca am vorbit de cele două cartiere de locuințe sociale, în total 1270 de unități locative. Nu s-a făcut un bloc măcar după Revoluție. A, da, s-au făcut, da, private. S-au făcut private și s-au făcut cele ale ANL-uri cu banii de la Agenția Națională pentru Locuințe. Noi am făcut pe banii noștri. Primăria este gata în decembrie. Despre ce să mai vorbim lucrurile? Centre sociale. Centrul de Păștiinței 26, ați văzut, dintr-o ruină a unei foste școli, e deja acoperișul pus tot, un centru excepțional. La un nivel de execuție și de dotări excepționale. Centrul de persoanelor care suferă de Alzheimer de pe Domnească, centru nou modern, e făcut acum. Centru tot așa pentru bătrâni de la Baia Comunală. Săptămâna viitoare, cred, maxim eu două săptămâni. Eu vă întreb când le-ați făcut, domnul primar, că n-am știut de toate astea. Ăsta e păcatul nostru, pentru că nu ne-am lăudat, n-am comunicat până la urmă. E o vină pe care mi-o asum în totalitate, pentru că până la urmă de la mine trebuia să plece în jos linia asta de comunicare, dar vine poate și din eu meu, din educația primită de la părinți, oameni simpli care au considerat că nu e cazul niciodată să laude știți cu nimic. Știți că nu se prea înțeleg cele două noțiuni de modestie și politician. Așa este. Vreau să nu fiu catalogat niciodată ca politician. V-ați jugat tare, tare mult. Păi da, știți că fără... Dar din păcate, fără politică fără nu se poate. Nu da. Să dar, din nou primar. E adevărat. Dar trebuie ținut cont că atunci când ajungi în poziția de primar, trebuie să uiți că ești politician. Să fii administrator și atât, să faci munca de administrație extrem de important. Să faci proiectele pentru Galați, nu necesare pentru un partid sau altul, unde și angajează un partid sau altul membrii. Deci nu ăsta e scopul. Dar, mă rog, aici deviem de la subiect. Rămânând tot pe subiectul realizări, Baia Comunală, am pomenit, are unul din bazinele cele mai moderne din oraș.
funcțional, din punct de vedere al igienei, excepțional. Auziți, dar de ce e administrat de acea asociație? Fundația Sportului. Fundație. Pentru că să pricep. Chiar să pricep. Vă acuzau colegii din celelalte partide că trebuie să fie o șmecherie la mijloc din moment ce nu ați lăsat administrarea primăriei. Doamna păcătosul gândește cu mintea lui. Dacă ei tot ce au făcut până acum, numai gândindu-se cum ne folosește nouă, cum putem să exploatăm acest ceva nou în folosul nostru. Ne angajăm soția, bunica, nepoata, cumnata, asta au făcut și au împânzit toate societățile din subordinea primăriei. Dacă vă scot o listă, am mai zis că scot, dar tot mă abțin așa, zic fie la ei acolo. Nu se poate să ai numai familii de bugetari. Toți angajați și soți și soție și fiu și noră ăsta în primărie. Pe bani grei. Primarul, să știți, că are salariu mai mic decât o treime din funcționarii din subordine. Astea sunt legile nenorocite sub care ne desfășurăm activitatea. Vreau să vă zic, legat de baia comunală, ei, cei de la fundație, au demonstrat prin modul cum au gestionat activitatea la bazin că sunt foarte buni. Iar cei care ar fi trebuit de drept, în mod normal, să gestioneze, că așa era procedura gospodării urbană, au demonstrat prin, dacă vreți, un singur exemplu, plaja de la Dunăre, că sunt incompetenți rău sau răuvoitori. Pentru că după ce au subt toate resursele de acolo, n-au făcut cea mai mică investiție, n-au venit cu niciun plan de dezvoltare. Că n-au primit fonduri de la primărie, că deși au cerut, nu li s-au dat. Trebuiau să vină să ceară pe un program și pe un raport de oportunitate, necesitate, fundamentat. Așa, când vorbești doar de stele și ăsta, că avem nevoie, e un proiect care trebuie aprobat. Știți foarte bine, când e vorba de investiție cu bani publici, trebuie să vii pe o hotărâre de Consiliu în spate, cu un proiect în spate. N-au venit niciodată cu nimic. S-au mărginit, s-au limitat, nu aș lua din accesul gălățeanului pe acolo și paga aia, nu mă feresc de cuvânt, de un leu, doi lei cât era intrarea, nu știu, să-și ia jumate ei și să mai dea jumate la șeful. Asta a fost. Când au văzut că nu mai au resurse pentru că arăta atât de prost încât nu mai venea nimeni, au venit la noi și ne-au dat o înapoi în primire. Adică ne-au pus decedatul în brațe. Deci asta au știut să facă. Și atunci m-am bătut pentru că cei de la fundație au demonstrat că pot. Și vor administra și baia publică, tot cei de la fundație, apropo, baie publică dată în funcțiune după aproape 30 de ani. Va fi dată în funcțiune. Tot acolo avem Haideți centru. Să le explicăm puțin, că poate lumea confundă, zice, baia deci comunală, ce-o fi acolo? Bazinul de not. Merg copiii și învață să înoate. Știți, cam asta e mentalitatea în oraș. Nu. Deci avem două proiecte aici distincte. Primul, care a fost inaugurat aproape de începutul mandatului, bazinul de not, un bazin semi-olimpic, care are darul de a iniția, și nu numai de a iniția copii, fac și sport de performanță. Sau relaxare pentru cei avem clubul de not, care chiar are o panoplie de medalii la competiții nu numai naționale, și internaționale. De asemenea, pentru relaxare, pentru cei care doresc să facă o piscină, pot să meargă, plătesc contravaloarea biletului, au loc de relaxare, au saune pentru bărbați, saune pentru femei, masior la dispoziție. Iar partea a doua o reprezintă partea de baie comunală, cea care era pe vremuri, dar care, la vremuri de demult, funcționa ca un, să zic așa, un areal în care, deschis, în care te duceai, făceai duș, separa bărbații de femei, firesc, dar acolo la un loc. Era chiar fără intimitate, fără... Acum avem 24 de băi, să zic, separate, care îți asigură pe lângă o toaletă, fiecare baie, unitate, are și toaletă și un vestibul. Cui folosesc aceste băi, vă întreb? Celor care nu au posibilitatea, dar nu au posibilitatea, da, să aibă, fie că nu sunt racordat la sistem centralizat, fie chiar nu pot. Și sunt foarte mulți pe la case care nu pot să facă o baie în condiții decente. Au la dispoziție și saună, și pentru bărbați și pentru femei, separat. Au la dispoziție și un bazin de recuperare, unde se poate face gimnastică în apă. Toate sunt contracost, cu... aveți idee? Și sunt contracost 7 lei, biletul e unimica toată, să folosești 45 de minute să scurgă apa, folosești metri cubi care costă de cel puțin 2 ori. Dar e o activitate subvenționată, de-aia se cheamă baie publică, cumva socială. Pentru că se presupune că acolo vin totuși cei care chiar nu au posibilități.
o categorie defavorizată. Mergând tot pe realizări pe acest domeniu, putem vorbi de patinoarul Dunărea, pe care l-am transformat într-o sală polivalentă. Am achiziționat o suprafață termoizolantă, nu mai este nevoie să dezgheți patinoarul, pui suprafața respectivă și pe ea suprafața de joc pentru orice competiție dorești. Handbal, volei, tenis. Am avut exemplu cel mai bun cu Simona Halep, în prezența președintelui Klaus Iohannis, o reușită totală. De asemenea, sala sporturilor, după foarte, foarte mulți ani, 20, și uite lumea repede, asta e ideea, îmi pare rău că vorbesc abia acum de tot ceea ce am realizat, sala sporturilor arată chiar decent, raportat la proiectul care e cel deja depășit, dacă vreți. Eu aș fi, început dacă eram la vremurile respective, da. Noi credeam că nu se va mai încheia vreodată. Am avut șansa să ne inaugurăm, dar am forțat. Reconstrucția care a durat cel mai mult durat în Gălăza. Și cred că mai dura dacă nu forțam noi lucrurile, pentru că trebuie spus, în momentul când era totul gata și la sala sporturilor, trebuia să-i dăm drumul. Unde e mobilierul? Ioc! Mobilierul, când ne uităm pe acte, fusese dat în custodie la o firmă gălățeană. Alo, băieții, ce faceți? Aduceți mobilierul. Când au venit cu mobilierul, doamnă, au venit cu mobilierul ăla arhaic de... Pe care l-a găsit din... din anii 80. Toamna. Da. Făcut din cadrul, din cornier, din ăstea, și pus niște șipci de lemn, am nebunit când am văzut. La așa sală modernizată să vii cu mizeria aia. Norocul nostru a fost că am dat dosarul, dar bă, că nu se întâmplă nimic. Aia e fraudă grosolană. Și știu cei care au fost în spatele acestei, deturnări de fonduri. Noroc că am găsit oamenii înțelegători care ne-au sponsorizat cu un mobilier nou, conform sării. Vedeți, dacă n-ați zis din timp? Da, și cred că putem să mai vorbim la capitolul realizări. Proiecte care sunt extraordinare pentru oraș, dar care nu se văd. Ca de exemplu, am făcut cu cei de la Price, știți bine, auditul acela financiar. De acolo ne-a rezultat o necesitate. Faptul că serviciul nostru juridic, propriu juridic, nu face față la multitudinea de cazuri pe care le aveam în instanță. Pierdeam pe bandă rulantă. Pierdeam nu numai pe bandă rulantă pentru că nu aveam dreptate. Pierdeam pe neprezentare. O neprezentare de multe ori premeditată de angajații din primărie. Pierdeam tot pe bandă rulantă. Nu am avut un proces câștigat. Și atunci, după auditul Price comandat de noi, ne-au criticat foarte mult că am plătit foarte mulți bani la momentul respectiv, s-a justificat cu vârf și îndesat investiția. Am învățat procedura prin care putem achiziționa servicii juridice, de avocaturi, la juridice externe, și avem cu cele trei... Dar mi-aduc aminte că și pe vremea domnului Nicolae se întâmpla povestea asta și făcea cu un avocat cunoscut, apropiat al dânsului. Dacă ai, asta e altă poveste. Altă nici eu vreau să... Dar noi, pe o statistică pe care am prezentat-o și celor de la curte, că ne-au cerut multe date în sensul acesta, raportul preț la... Eu vă întreb așa, dacă sunt atât de incompetenți cei de la juridic, de ce nu-i dați afară? Pentru că mai ai nevoie, vom ține cont în organigrama viitoare de rarefiere acelui birou, ai nevoie de ei pentru treburi mărunte, uzuale, unde chiar îți trebuiesc și cu calificare juriști, dar nu sunt avocați pentru a pleda în spețe, în instanță, în cazuri speciale. Aici trebuie să recunoaștem și asta, dar non-combatul sau colaborarea cu cei care ne-au fost adversari, reclamanți, n-am să o accept și la momentele respective am vorbit de multe din subiectele astea. Avem zeci de milioane pe care le-am cruțat de la bugetul local a fi plătite unor reclamanți care ne-au dat pe diferite spețe. Legea 10 e cea mai prezentă în toată cazuistica asta, iar rezultatul cu ei formidabil. Ba mai mult, după acest audit am reușit, în sfârșit, cu multe, foarte multe împotriviri, să punem la punct un caiet de sarcini care a fost în sfârșit ridicat pe SEAP pentru recuperare de TVA. Un lucru fantastic, nu știe nimeni.
ce înseamnă, cum înseamnă. Noi n-am. Da, ba da, știu, băieții deștepți. Băieții deștepți, băieții da. Deștepți, știu dar, cum să recupereze TVA-ul. Dar prin acest, nu, la noi este o procedură legală, dar trebuie să ai știință, să folosești legea în favoarea ta, dar recupera TVA-ul pe investițiile care în continuare au adus, au fost generatoare de profit. Și nu oricine poate să facă lucrul ăsta, noi îl facem, o să-l facem, îl punem în aplicare acum. Câți și va fi un bani spera să recuperați? Cel puțin 2 milioane de euro. Adică exact cât e... Cel puțin 2 milioane de euro. Cât e, vă ziceați mai devreme că m-ați mai pus 2 milioane, dar asta să-mi aduc aminte. Mi-a zis de atâtea proiecte că nu mai știu da, exact. Păi vedeți că da. Am vorbit de toate la un loc și cred că la fel și cei care ne ascultă și ne văd vor fi amețiți, dar în broșura pe care o vom edita și noi în campanie, e în fază finală, așa va arăta hârtia, le vom prezenta oamenilor fiecare proiect pentru a le reaminti. Ceea ce n-am făcut 4 ani, vrem să facem acum. Dar mai spun încă o dată și întăresc, între a nu comunica, a nu te lăuda și a nu face nimic, prefer întotdeauna prima variantă, să nu comunicăm, dar să facem. Cei care au fost până acum au avut 2 mandate, respectiv 3 mandate, n-au făcut nimic. Dacă stăm de vorbă acum și vă provoc și pe dumneavoastră că tot provoc colegi din mass media să-mi spuneți repede niște proiecte ale predecesorilor mei, ezitați puțin și cred că într-un minut ați epuizat tot. Și eu vorbesc cu dumneavoastră de o oră. Schimbatul bordurilor, să știți că n-am făcut asta. Am făcut-o acolo unde am modernizat străzile. Au fost și mandatul dumneavoastră, recunoașteți. În primul an. Era, dar chiar este necesar și acest lucru și acum știți ar trebui. Numai că am preferat... Circulă o glumă prin oraș, că dacă vine la primărie un anumit candidat, iar rămânem fără borduri. N-o să vină, stați liniștit. Ultima întrebare. Cum vi se pare această campanie electorală? Oamenii să știți că habar n-au că e campanie electorală și vă spun și de ce. Pentru că nu mai avem banner în oraș. Nu mai avem banner. E bine, e rău pentru mine, candidați? Pentru mine e bine, pentru că bannerele însemnau costuri. Cheltuit banii. Credeți-mă că n-am bani pentru cheltuit pe prostii. 4 ani de zile după 4 ani de zile de mandat, nu pot să mă laud că din punct de vedere financiar... Nu sunteți nici mai bogat? Fost, nu, mai sărac sigur. Asta fără doar și poate. Nu sunt urmânii pe Dumnezeu. Dar cu certitudine la mine declarațiile de avere sunt nu anuale, sunt bianuale. Nu de 4 ani, de 8 ani. Se vede mai mult decât evident scăderea în timp, fără doar și poate. Dar, zic, e bine revenind la întrebare că nu se mai... Era o cheltuială inutilă și vedeai toate figurile alea până oraș, parcă chiar unii te înspăimântau. Dar, rămânând la campanie, îmi permit să le mai dau sfaturi unora care unii, unul din ei a spomenit mai devreme, care făcea și delegea, care a fost și primar, să nu mai promită indecent pe la oameni, pentru că îi jignesc. Să le promită prin cartiere că vor fi, dacă va fi ales el, vor fi despăgubiți pentru că li s-a demolat un garaj sau un chioșc. Așa e ție să creadă cineva, cred că e chiar jignitor. E jignitor numai să te gândești că poate fi adevărat. Iar acest candidat când propune și promite așa ceva, îi batjocorește. Să nu, numai să nu asculte, să-l ia cu repede. Alt candidat al unui partid foarte mare, văd că folosește recuzita primăriei și dotările primăriei pentru a-și lipi afișe. Am văzut mașina ecosalului lipind afișe. Este rușinos. În al doilea rând, să chem la sediul ecosalului președinții de asociații, de proprietari, și să le spui cum să te ajute în campanie și asta iar este rușinos. De-aia spun, Ionuț, dragule. Dovezile sunt clare, sigur, le-ați prezentat și dumneavoastră legat cu de mașina ecosalului care a fost prinsă în flagrant, nu? Iar asta cu proprietarii de asociații vă dau declarații scrise, nu? Ale celor care, unora care au fost acolo. E rușinos. E rușinos. Mai ales că știe foarte bine că n-are niciun rol în piesa asta. Este doar iepurașul moale care are darul de a-l proteja pe celălalt. Sper că aveți și dovezi în sensul acesta. Cum să nu? Am spus-o și o mai spun. Celălalt nu rămâne decât candidatul marionetă al cuplului Dobre Mica. Asta e clar. Și Ionuț este doar iepurașul care
trebuie să mai atrag, să mă abat. Încă o dată vă atrag atenția că s-ar putea să nu fie chiar așa cum spuneți dumneavoastră și să vă contrazică contracandidații dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult că ați venit în această seară. Doamnelor și domnilor, atât pentru această seară. La revedere!